Ceea ce se întâmplă în ultima vreme cu leul românesc contra euro a început să îngrijoreze o droaie de lume. Nu pentru că leul n-ar fi stabil contra euro, ci pentru că nu se devalorizează. Tuturor detractorilor lui Sărescu sau cel lăudătorilor lui Sărescu că uite cum reușește Banca Centrală a României, adică Marele BNR și Marele Isărescu să țină leu stabil cu euro, o să le explic că reușește într-un mod foarte simplu, mărind dobânzi. Pentru că ceea ce foarte puțin știu, dar ceea ce eu v-am mai explicat într-un alt video, îl găsiți în arhivă pe canalul acesta, când v-am explicat punctele de swap, în momentul în care o bancă comercială vrea să cumpere lei contra euro, are următoarele variante. Să aibă deja euro și să-i schimbe în lei, sau să nu-i aibă și să-i împrumute. Și a gândiți-vă că o bancă împrumută euro cu dobânda de ECB, adică zero, îi schimbă în lei și îi pune cu 4, 75 la banca centrală. De ce îi pune cu 4,75 la banca centrală? Ca să poată să-i folosească și să aibă rezerve minime obligatorii și să poată să continue să crediteze. Și atunci, de ce să țină euro la banca centrală când poate să țină lei? Dar și mai interesant. De ce nu cumpără titluri de stat? Ba da, poate să cumpere și titluri de stat cu 7% să le pună la Banca Centrală și să continue să-și desfășoare activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Dacă facem o socoteală sau dacă o explicăm mult mai simplu pentru cei care știu piața Forex, ca să cumperi cu 4 milioane, 5 milioane de lei contra euro, trebuie să împrumuți 1 milion de euro, dobândă zero, nu dai nimic, îi schimbi în lei și îi pui cu 475. Cât îți trebuie? Păi îți trebuie o marjă, să zicem, de 3%. 3% înseamnă 30.000 de milioni. Deci eu pun 30.000, de împrumut un milion cu zero, încasez 475 pe cele 5 milioane de lei și deci câștig la sfârșitul anului 47.500. Și am pus 30.000. E, Acum vă dați seama cine ține leu tare? Băncile comerciale, care atâta timp cât dobânda pe leu e așa de mare față de dobânda pe euro, deci când punctele de swap sunt atât de mari, nu are altceva de făcut decât să-și țină rezervele lei. Trebuie să fie tâmpită și să ți le țină în euro. E adevărat, voi ca muritor de rând nu puteți să faceți chestiile astea că nu puteți să faceți, e pentru că la noi nu există o piață forex dezvoltată, unde să dea punctele de swap. Pe vremuri să știți că la CMC să puteau face și tranzacții cu lei. Între timp, leu a dispărut. A dispărut tocmai din cauza băncii naționale. Și așa mai departe. Deci, am mai auzit inclusiv la domnul Bucnici într-un podcast că nimeni nu are nevoie de leu. Ba da, Atât timp cât să câștigă foarte multă lume are nevoie de leu, cine n-aibă mai dă 120%, pui 30 la dămii și câștigi 4-7-500. În momentul în care euro va ridica dobânzile. Adică când îi vine la mintea la cap doamnei la Gard, sperăm joia viitoare pe 21, atunci o să vedeți o mică schimbare între euro și leu. Dar asta nu înseamnă că domnul Isărescu, dacă doamna Lagar mărește cu 0,5, nu mai poate să tragă și el o mărire de dobânzi cu încă 1%. Pentru că, dacă vreți să știți, leu cu o dobândă de 10% să-și întărește, nu numai față de euro, și față de franc sau dolar. Dar o dobândă de 10% în acest moment, când celelalte monede au dobândă de maxim 1,75 americanii, ar fi periculoasă, pentru că ar crea recesiune. Banca centrală trebuie să mai gândească și la economia națională, ori dacă nu-i lași pe oameni să împrumute. Nu poate să dezvolte și economia merge pe bază de credit. Și ar s-ar prăbuși piața imobiliară și așa mai departe. Oricum se va ajunge acolo. Pentru că inflația la 15%, domnul Isărescu are o dobândă de 4 Vă dați seama că trebuie să ajungă cu dobânzile măcar la 10% ca să poată să contracareze o inflație de 15%. Și când va avea dobânzi de 10%, va crea recesiune mare în România, poate chiar depresie, și marea depresie va duce inflația în jos. Vor scădea prețurile. Altă soluție nu există. Deci e foarte greu de crezut, deși sunt tot felul de economiști care vehiculează tot felul de scenarii, dar scenariul e foarte simplu. Ca să duci inflația în jos, trebuie să ridici dobânzile. Ridicând dobânzile, creezi recesiune, recesiunea creează și ea scădere de prețuri și lucrurile se rezolvă. Dar se rezolvă cu ceva sânge, cu ceva dureri, cu o populație care sigur nu te mai votează la viitoarele alegeri. Și aici e tot jocul politic. Pentru că dacă ar fi cineva destul de inteligent să explice, oameni buni, dacă o ducem așa cu inflația, e mult mai rău decât dacă combatem inflația, poate cineva ar înțelege. Dar dacă le aducem bine aminte, niștăierea salariilor din criza din 2008 n-a fost înțeleasă de nimeni. E adevărat, nici eu n-am înțeles-o atunci că să putea face ceea ce se face acum, și anume devalorizarea leului s-ar fi devalorizat leu, acum este inflație, și bugetarul ar fi câștigat mai puțin fără să-și dea seama. Faptul că cineva ia din salariul lui, îl face furios. E, eh, problemele astea cu schimburile valutare și punctele de swap, o să le mai dezbatem de câteva ori până veți înțelege. Până veți înțelege de ce dolarul s-a întărit cu euro și nu e că e un joc de culise o conspirație mondială. Nu. E o chestie de diferențial de dobânzi. Atât timp cât dobânda pe dolar va fi de, de 2,25 sau poate de 2,75 peste două săptămâni și dobânda pe euro e de 0. și diferența e atât de mare, logică toată lumea va cumpăra dolar contra euro și va câștiga punctele de swap aceste operațiuni să și numesc soapă. În momentul în care găsești diferențiale mari de dobânzi, atunci cumperi moneda cu dobândă mai mare, vinzi moneda cu dobândă mai mică și câștigi punctele de swap. Adică câștigi bani fără să ai nimic. O să spuneți de ce se poate face așa ceva. Pentru că toate aceste produse derivate, piață, forex, folosesc la ceva. Evident că ele sunt făcute și pentru a specula. Că unii pierd și alții câștigă, cam asta e piața liberă. Că, în general, noi, românii, pierdem și alții câștigă, e pentru că nu vrem să ne informăm. Nu vrem să învățăm, nu vrem să plătim să învățăm. Cred că dacă mâine aș pune un preț la acest canal de YouTube, pe semne jumate din auditoriu ar dispărea brusc. Sau poate nu. Dar nu vă speriați, n-am de gând să vă pun niciun fel de preț, o să rămână gratis în continuare. În schimb, cine vrea să aboneze, să vadă ce operațiuni financiare fac eu zi de zi, poate să intre pe www.celindra.ro și acolo să-mi pună și câte întrebări vrea șapte zile din șapte, 24 de ore din 24 pe canalul de Telegram. Și va primi și e mail cu orice fel de operațiune financiară execut eu pentru banii mei sau ai firmei mele. Pentru că vreau să mai vă atrag atenția, nu mai încercați să îmi spuneți că vreți să-mi dați bani, nu gestionez banii nimănui, nu vreau nici să-i gestionez, nici să-i primez, pot să vă dau sfaturi, nu sunt răspunzător de aceste sfaturi și cam atât. Deci nu mi-asum nicio responsabilitate și nici nu vreau să fiu părtaș nici la câștigurile, nici la pierderile